AS47, dați tag celor de la FCFCSB care au început din nou să partajeze statutul entităților din 1998 sau 2003, pentru că exact despre citit este vorba, le oferim pasajul din motivarea Curții de Apel. Cu privire la mențiunile statutului Asociației Fotbal Club Steaua București și acele ale propriului act constitutiv, din ale cărui mențiuni reiese că este continuatoare de drept a istoriei și a tradițiilor echipei de fotbal Steaua București și a palmaresului acesteia. În acord cu prima instanță și contrar susținerii apelantului, data fiind interpretarea literală și faptul că o altă manifestare de voință a părților nu poate fi dedusă din elemente intrinseci sau chiar extrinseci actului. Curtea constată că această mențiune în statut nu poate conduce la concluzia preluării palmaresului existent până în 1998 de nou înființata entitate. Nici argumentul privind faptul că în absența preluării palmaresului Pârâta nu ar fi putut continua activitatea competițională nu poate fi primit, deoarece continuatoarea în divizia A în sezonul următor a avut la bază o manifestare de voință specială în acest sens între Asociația Fotbal Club Steaua București și Pârâta. Punctul 8 al tranzacției autentificate sub numărul 76/2003 de PNP Mircea Anișoara. În ceea ce privește continuarea activității sportive la nivelul anului 1998, aceasta s-a realizat de Asociația Fotbal Club Steaua București, nu în considerarea preluării palmaresului, în paranteză în sensul alterării realității referitoare la faptul că victoriile obținute de echipa de fotbal profesionist au avut loc sub egida reclamantului, închidem paranteza, ci în considerarea mențiunilor din actele constitutive referitoare la continuarea activității sportive. De astfel, cu privire la acest aspect, contrar criticilor apelantei referitoare la autoritatea de lucru judecată a deciziei numărul 3425 din 2014 a înaltei curți de casație și justiție, se constată chiar și dacă litigiul a avut un alt obiect, fiind vorba de efectul pozitiv al autorității de lucru judecat, în mod corect, prima instanță a reținut că se impun în prezentul litigiu statuările referitoare la faptul că la nivelul anului 1999 de la reclamant la Asociația Fotbal Club Steaua București nu a operat un transfer de patrimoniu, ci numai dreptul de a folosi gratuit anumite spații au fost detașați, angajații ai fostei secții de fotbal profesionist, au fost preluate datoriile și creanțele contracte înainte de 8 iulie 1998 cu această secție de fotbal. Astfel, în prezentul litigiu, nu se poate statua contrar celor dezlegate în litigiul anterior, respectiv nu se poate stabili că ar fi operat transferul de patrimoniu. Judecătorul scrie clar în motivare că locul în divizia putea fi preluat din sezonul următor, dar nu spune de ce au putut să o facă în mijlocul campionatului. Din toate acestea reiese că de fapt că FRF a operat ilegal și că a transferat locului în competiție se putea face
doar din sezonul următor, lucru pe care îl știm deja pentru că e scris în ROAF. FCFCSB a fost înscrisă ilegal în mijlocul campionatului, tot furtul de marcă al Stelei a fost făcut cu ajutorul Federației și al Ligii Profesioniste, fiind unul dintre motivele pentru care aceste entități sunt mereu împotriva Stelei. Sursa AS47.